Frumos, nu? Arată studio de emisiune, studio video. Vă salut, bine v-am găsit. Leandru sau Oleandru, ce urmează să facă și flori. Vedeți? Urmează să facă și flori. O plantă, domnule. Asta știu de când lucram și eu la televiziune, pe vremuri, la Look Plus, la Look TV. Trebuie să ai o plantă. Ea aduce rating, ea scoate mirosurile neplăcute din studio, ea mai atrage publicul. Oleandru, frumos Oleandru. Atâta era când s-a cumpărat odată de la Lidl. Și acum, uitați-vă cât a crescut. Îi dăm like, că e o palantă frumoasă. Like dați și voi acolo pe YouTube. Mulțumesc de abonare, mulțumesc de subscriere. Suntem tot mai mulți. Astăzi trecem de 3.000 și mâine discutăm în ce partid ne înscriem ca să candidăm. De la voi au semnăturile și după aia mergem și facem politică mare, nu politică de mahala cum fac ăștia. Da. A trebuit să o scot dintre tufe, că am dat cu material de la antiomizi ca să nu-i las buxușul soacrei să se ofilească, dar despre asta un pic mai târziu. Să ne bucurăm, dragii noștri, că trăim vremuri istorice. Istoria se scrie sub ochii noștri, nu cu gura noastră, că din păcate ni s-a pus mască. Minunile se petrec în fiecare zi. Uitați-vă că cel de sus nu ne lasă din brațele sale. Din cei 26 de jucători a echipei CFR testați inițial pozitiv cu nou coronavirus, doar 21 dintre ei nu au, restul de 5 au, sau invers, doar 5 la al doilea test au mai fost depistați pozitiv și 21 sunt negativi, bine mersi, minune, în așa scurt timp, fără niciun tratament, numai cu carantină. Da, de minune ține și faptul că și-au făcut testul la o clinică privată. Acum știm noi ce e la stat, e la stat, ce e la privat, e la privat, da? Se pare că vor să dea în judecată respectiva entitate, nu dăm numele. Cine știe? Bine că sănătoși, bine că se reia campionatul. Dar dintre ei 5 testați negativ, ci că 2 sunt și însărcinați în luna a treia. Nu vedeți? Vedeți? Unde faci testul depinde ce-ți mai arată pe lângă. Să înceapă odată campionatul și să se și termine. Că ați văzut, în Liga a doua e mult mai palpitant. E mult mai palpitant în Liga a doua, domnule. Ieri a fost meciul ăla celebru. Derbiul Ligii a doua, UTA Arad cu Rapid. Meciul ca meciul, că a bătut Rapid în deplasare. Dar pumnii de după au făcut deliciu presei. Alexa, marele fost fotbalist și actualmente antrenor, Alexa, Dan Alexa, s-a bătut un pic, a dat câțiva pumni suporterilor echipei rivale. Asta înseamnă să fie antrenat de Ana Maria Prodan. Știți că și ea i-a dat anul trecut una la maxilar, dar acum el a învățat ceva și imediat, pac, pac, a dat în suport. Deci sigur că nu e un lucru frumos, dar uitați-vă că iubirea prea mare pentru echipă te mai duce și la gesturi de astea. Că mai nu numai să ne batem, știm. Asta știm noi că e în gena poporului român. Politicienii se bat cu cărămida în piept cu câte ori făcut, noi ne batem între noi, că și în Sheffield. În orașul Sheffield a intervenit poliția, domnule. Că două sau mai multe clanuri rivale de romi au început să-și împartă dreptatea, să-și împartă pumni, bețe și alte arme albe în plină stradă. S-au șocat englezii, zice așa ceva. N-avem nici la televiziune, la pay-per-view. Bă, ce să facem? Să-i lăsăm să se bată, să-i filmăm ca reality show sau să-i oprim? Nu prea e bine așa să ne tot batem, să ne tot... Oricum, țara stă pe loc. Țara stă pe loc, economia stă pe loc, joburile stau pe loc. Ce se mai mișcă în România? Pământul. Pământul, cu tremur de 3 grade pe scara Richter aseară în zona Vrancea. N-a fost seism de mare intensitate, dar se pare că efectele lui s-au resimțit chiar și în Teleorman. În Teleorman s-au resimțit din cauza zguduielilor. 10 primari de la PSD au trecut la PNL. Cum ar arăta asta domnul Grindă, imitându-l pe domnul Orban? La PSD, de la PNL, la PSD. Săracul domnul Dragnea, în fieful lui, în Teleormanul, care l-a dat pe el și alte multe valori, să fie astfel umilit, să treacă PSD-iștii, primarii care sunt în funcție, să treacă în virtutea următoarelor alegeri la PNL, extraordinar. Dar și cu data alegerilor,
V-a zis tetea ieri. V-am zis eu că nu o să fie localele pe 27 septembrie. V-am zis, nu o să fie. Pentru că ieri, într-un timp record, și Senatul și Camera Deputaților au votat o lege prin care Parlamentul decide data alegerilor. Deci nu guvernul. Parlamentul fiind cine? PSD, ALDE și cred că UDMR. UDE, mă rog. Ei hotărăște acolo ce se întâmplă. Domnul Ciolacu de la PSD strânge voturi, strânge clienți pentru a depune o moțiune de cenzură. Să vedem ce se întâmplă cu guvernul Orban, care, apropo, mărește alocațiile copiilor. Domnul Câțu de la Economie, cu plata lui superbă în vânt, demărgelatul de cartier, a spus că o să se mărească alocațiile copiilor cu 15%. Nu ți-ar fi rușine. Nu ți-ar fi rușine. Bine că aveți bani pentru pensii speciale, pentru alte indemnizații și sporuri. Pentru copiii noștri, 15%. Rușine. Domnul Câțu, matale, înțelegi că dacă la o sumă mică aplici un procent mic, rezultatul e tot un căcat? Hm? 15%. Nici măcar populism nu e asta. E sfidare și batjocură. Mă, peneliștilor, n-ați fost în stare să tăiați pensiile speciale. Așa v-ați lăudat. Asta a fost dorința voastră și cu asta ați marșat înainte, că dacă ajungem noi la putere, primul lucru. Și apoi după aia, numă, căcăre, ce cere, nu știu ce. Trăiți domnul Dorneanu, a? Cu 400 de milioane pe lună, merge treaba. Merge, cum să nu? Avocatul poporului pomână cu ei și 15%. Nu vi rușine, 15%. Și pe atunci să mergi la vot, să mergi, dar pe cine să pui ștampila? O să mai avem discuții pe tema asta, o să avem discuții. Iar doamna Lia Olguța, doamna Lia Olguța Vasilescu și-a dat cu părerea, pentru că ea e o părerologă, de când era în partidul regretatului Vadim Tudor, că el a luat-o și a zis, băi Olguța, tu ești o amazonă, vină la mine în partid, hai să... Să te bagă în Parlament. Și apoi a băgat o tribunul de nu mai iese acum. A zis doamna Olguța Vasilescu, nu știe ea din ce a citit. Se citește mult și în limbi străine și așa mai departe. Nu știe dacă masca protejează sau nu protejează. Ținându-se la falcă, soției domnul Manda a zis, zice, eu și cu mască și fără mască, dacă îi greșesc ceva, mă pocnește. Sau vorba lui Becali, care Becali, ce a zis Becali? Dumnezeu a făcut omul fără mască. Asta e o parafrază la vorbele părintelui Cleopa. Că el așa spunea că dacă Dumnezeu dorea să-l facă pe om fumător, îi punea un hojac, un horn, un coș în cap. Acum vine Becali, profetul zerului, magnatul casului, cu un citat foarte religios, care nu e așa, e și actual. Că dacă Dumnezeu dorea să facă pe om rezistent la virus sau mă rog, așa îl făcea pe om, cu mască. Da? Dar Dumnezeu a făcut omul fără mască. Da, domnul Becali, dar l-a făcut, din câte știm noi, cu un pic de minte, rațiune și liber arbitru. Dar pe la Becali care e liber arbitru, când el are valiza? Vedeți cum se împletesc și împleticez la noi de atâtea zeci de ani. De atâția zeci de ani, naționalismul, cu misticismul, cu extremismul, cu noi și ai noștri, că vorbeam de bătaie de bătut cu cărămida în piept, și tot pasul pe loc îl batem. Degeaba. Degeaba. Ne mai simțim și noi bine până mai avem câte un element din natură alături de noi. Da, 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 am găsit. Am găsit până la urmă leac. Știți că vă vorbeam ieri despre omizile tufișului soacrei, da? Am vorbit cu domnul Ghibu, țin să vă mulțumesc, mi-a scris Zoli atâta un paragraf la comentarii și mi-a dat și el sugestii, mulțumesc, alții circumspecți la comentarii, bă, mie mi s-a uscat buxul și zicea o doamnă că i s-a uscat și ei, i s-a uscat tufișul, gardul viu, dar zice, m-am bucurat în glumă că s-a uscat și tufișul vecinei. Acum, ce să zic, am luat, se numește talent. Se pun 40 de mililitri la 10 litri de apă și dă-i cu pompa, dă-i cu pompa, tss, pu, pu, am stropit bine.
Am stropit bine, vreo jumătate de oră am tot stropit cu pompa. A dus domnul Vasile de la Eton pompă, am luat pompa în spate. Să vedem dacă merge, să repetă la o săptămână treaba, da? Deci se numește insecticidul ăsta sau cum zice, fungicidul sau omorâtivul de omizi, se numește talent. 40 de mililitri la 10 litri de apă. Cam asta e treaba cu talentul. Doze mici ca să distrugi omidele și omizile și în fine. Dar soacra mi-a făcut cadou un oleandru. Sau leandru, nu știu cum îi zice, dar e frumos, așa e. Aduce un pic de prospețime studioului din care filmez cu atâta succes de unde da pastilele zilnice. Mulțumesc că ați fost alături de mine. Un like vă dau și eu. Restul, dacă considerați voi de cuvință, le dați. Abonare, comentare și anunțare. Mulțumesc tare mult. O zi superbă vă doresc în continuare. Că e abia marți. Și până miercuri, joi, vineri, cât mai avem de tras. Nicu Bendea vă salută și vă dorește toate cele bune. O zi fără omizi. O zi dulce. O zi dulce. Astăzi este ziua ciocolatei cu lapte. Vă dați seama ce sărbătoare importantă? Dacă n-aveți ciocolată cu lapte, e bună și aia cu alune, cu caramel, cu și ciocolata de casă, hazicioche și un pic să ne îndulcim, că și așa viața e amară. Pastila de astăzi, pusă aici pe platforma YouTube, se dorește a fi o tabletă de ciocolată, o tabletă de ceva dulce pentru traiul dumneavoastră de zi cu zi. Sper că am reușit așa ceva. De la umbra leandrului bătrân, Nicu vă face cu mâna, vă salută și vă spune doar atât. Să ne vedem cu bine, chiar dacă o fi ziua de mâine. Toate cele bune și îndulciți-vă voi ziua. Că măgarii ăștia de sus nu mai știu cum să facă să ne-o amărască. Amăriților! Nu mai nimeresc niciun amărât de buton. Cred că trebuie să pun picături în ochi, să iau ochelari, să... Un amărât de buton. Butonul care încheie filmarea aici pe telefon este acest punct de ce al androidului. Hai, v-am salutat! Hai, toate cele bune!